Polițiștii din Șimleu, Silvaniei, au desfășurat în perioada 16-25 august anul curent acțiuni pentru protecția mediului în scopul prevenirii evenimentelor grave pentru sănătatea populației și a mediului înconjurător. Activitățile desfășurate s-au concretizat în aplicarea 4 sancțiuni contravenționale la legea 211 din 2011 privind regimul deșeurilor. 4 persoane cu vârste cuprinse între 30 și 52 de ani din Șimleu, Silvaniei, au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 18.000 de lei pentru incendierea deșeurilor din material plastic și cauciuc. De asemenea, polițiștii au desfășurat și activități informativ-preventive cu privire la legislația în domeniu. Și în perioada următoare, polițiștii împreună cu jandarmii și reprezentanții ai gărzii de mediu, respectiv primăria orașului Șimleu Silvaniei, vor continua acțiunile, scopul fiind acela de a preveni poluarea mediului înconjurător.